Centrul de Oncologie Sfântul Nectarie Craiova a fost înființat în urmă cu 8 ani din nevoia de a oferi pacienților cu cancer din Oltenia, dar și din împrejurimi, servicii medicale de calitate. Acum a devenit spital și s-a mutat în casă nouă, într-un spațiu generos, pe o suprafață de 8.000 de metri pătrați. Sunt două clădiri, una dedicată radioterapiei dotată cu două acceleratoare lineare de ultimă generație și alta prevăzută cu 107 paturi pentru spitalizarea de zi și spitalizarea continuă. Spitalul privat de oncologie Sfântul Nectarie Craiova este la ora actuală cea mai mare platformă medicală de oncologie din Oltenia. Sunt 4 ani din momentul în care am achiziționat acest teren și ne-am apucat de activitățile premergătoare începerii construcției. Proiectare, analiză și așa mai departe. Locația a fost una foarte potrivită pentru astfel de dezvoltare, nefiind nicio zonă rezidențială, dar în același timp nefiind niciuna industrială sau la marginea orașului. Este în oraș, este la căi de acces foarte bune, căi importante de acces, foarte aproape de centru, la 10 minute de mers pe jos. Dar în același timp o locație destul de izolată, așa cum necesită o astfel de platformă medicală cu echipamente de radioterapie, cu echipamente de imagistică, cu un trafic destul de ridicat și așa mai departe. Din acest moment, pe de o parte, iată că la inaugurare e prezentă toată oncologia românească, pe de altă parte, din acest moment, Craiova intră, spune, în grupa mare, chiar foarte mare a oncologiei românești. Și e un drum greu, e un drum care necesită și mai multă muncă de aici înainte, dar este un drum pe care profesorul Șencă și echipa pe care a construit-o aici îl merită cu prisosință. Centrul Sfântul Nectarie este de fapt Institutul Oncologic al Olteniei și asta nu o spun cu aroganță, ci cu convingere și cu cifre, pentru că și noi și mai că reprezentăm mai mult de jumătate din tratamentele pe care le facem în centrele noastre. Din păcate însă, în România, de prea multe ori pornim de la clădiri și nu de la oameni, de la echipe. Ceea ce e cel mai important este să creezi o școală. Ceea ce e cel mai important este să dai perspectivă în viitor. Și cred că asta s-a realizat aici la Craiova și mă simt foarte apropiat de proiectul lui Mike și pentru că, așa cum spunea, eu sunt posibil un mic părinte spiritual prin faptul că am deschis drumurile, mi-amintesc acum vreo 7 ani, într-un ianuarie din 2015, dacă mi-amintesc, eram la Craiova aici cu Asociația Oncologilor Privați. Ne-am adunat oncologii care am pornit-o de la Copincă în diverse locuri, în Iași, în Craiova, în Cluj, în Timișoara. Și noi deja începuserăm să construim buncărele de radioterapie, eram pe punctul să pornim, am început radioterapia în martie 2015. Le prezentam colegilor perspectivele acestui nou salt calitativ care poate fi radioterapia, pentru că până atunci noi funcționam doar ca și oncologii medicale. Și mă bucur foarte mult că văd că lucrurile au crescut aici la Craiova, la Cluj, la Târgu Mureș, foarte probabil și la Iași. Și cred că e foarte important acum să mai spun un singur lucru pe care Mike nu l-a accentuat suficient de mult și aș vrea să-l accentuez eu. Faptul că noi funcționăm de facto într-un sistem non-profit. Noi suntem un ONG la Timișoara, OncoHelp, dar chiar dacă aici la Craiova nu e un ONG, funcționează de facto în sistem non-profit. Pentru că niciunul dintre noi nu a făcut avere din ceea ce a făcut, ci a reinvestit tot ce a avut în dezvoltare. Investiția în Centrul de Oncologie Sfântul Nectarie s-a ridicat la 15 milioane de euro, din care 12 milioane împrumutați de la Banca Transilvania. Spitalul oferă servicii de oncologie gratuite și de cea mai bună calitate în domeniul oncologiei medicale, dar și servicii conexe de diagnosticare și evaluare medicală pentru persoanele cu cancer, servicii oferite de unii dintre cei mai buni specialiști în cardiologie și
chirurgie toracică. Pe lângă susținerea medicală, pacienții pot beneficia de asistență psihologică gratuită. Eu cred că prin această clădire de piatră, prin această construcție și prin acest bastion al oncologiei, nou bastion, elegant, modern, care conferă tot confortul și așa o perspectivă optimistă asupra tratamentului și diagnosticului în afecțiunea noastră, cred că prin asta, într-adevăr, Mike s-a înveșnicit cumva, că va rămâne legat de această construcție, care deja este un pol de excelență. Faptul că există un centru nou, un centru care aduce un plus de valoare, nu face decât să crească ceea ce se cheamă competiția, și competiția creează progres. Iar eu cred că aici există un progres esențial. Este un exemplu pentru serviciile de stat care fac asta. Ceea ce face Mike la Craiova de mulți ani și probabil că ceea ce se întâmplă și la Timișoara reprezintă exemple de best practice care nu sunt susținute, realmente nu sunt susținute, chiar dacă sunt serviciile sunt plătite de casă. Nu e vorba numai atât, nu poți să trăiești din programul de oncologie. Nu poți să oferi servicii bune de calitate pacienților numai din programul de oncologie. Și mai face ceva foarte important și probabil că și la Timișoara se face la fel. Aduce serviciile de oncologie să le facă servicii de calitate din punct de vedere științific. Adică și din punct respectă ceea ce astăzi este necesar în oncologie. Adică indicațiile de tumor board, indicațiile medicale, urmărirea pacientului, investigațiile care sunt necesare în cursul tratamentului. Aduce nivelul de servicii medicale pentru pacientul oncologic la ceea ce ne dorim din punct de vedere al practicii europene și al practicii mondiale. Dacă doar susținerea casei și derularea programului ar fi cea care ar face ca astfel de unități sanitare să existe în România, am avea peste tot în România ceea ce vedem astăzi. Deci este clar că este ceva în plus, asta pe de-o parte, și ca să poți fi acolo, să derulezi astfel de studii, trebuie să ai resursele necesare. Oncologia privată nu este o alternativă la sistemul de stat, ci este o necesitate. Și am constatat asta și pe pielea mea, nu numai din ce spun pacienții, așa că ne bucură foarte mult aceste inițiative, chiar dacă sunt greu de îndeplinit, uitați că nu este imposibil. Omul simțește locul, așa cum a spus și domnul profesor Ciuleanu, dar vreau să-i dau dreptate domnului profesor Inel Popescu privind aspectul clădirilor și domnului Fotin. Pentru că o doamnă profesor, pacient cu cancer, îmi spunea cu ani în urmă că spitalele din România reprezintă primele trepte spre infernul lui Dante. Chiar m-am rușinat atunci, fiind reprezentantul lor ales de ei, pentru ceea ce este, și mi-am propus atunci să susțin orice inițiativă de acest gen. Pentru când am venit, să vă spun și o chestiune haslie, când am venit prima dată aici la spitalul acesta, o bijuterie pentru noi pacienții cu cancer și o speranță, am intrat în curte și am vrut să plec, am zis că am greșit adresa, pentru că nu mi-a venit să cred că și în România poate fi făcut ceva de genul acesta, pentru noi uluitor, dar de fapt este normalitatea. Și ar trebui să înțelegem că aceștia, inițiativele private, sunt primii pași spre o minimă normalitate în România privind tratarea pacienților cu cancer. Nu mai vorbesc de celelalte studii clinice care se întâmplă și la Timișoara și aici la Craiova, despre faptul că pacienții nu plătesc nimic, despre faptul că pacienții sunt sprijiniți foarte mult, nu poate decât să ne bucure și să le mulțumesc din suflet celor doi care, așa cum am spus, au fost pioneri în dezvoltarea oncologiei medicale private în România.